Numărul cu 10, de la 13 la 16. I-au dus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat că spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, niciun chip nu va intra în ea. Apoi, i-a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Amin. O zi înainte de a mă întoarce pe partie, nu pot să nu exprim din nou bucuria să găsesc o comunitate evanghelică, atât de puternică, atât de frumoasă, aici, în spate. Am fost primit și acum 5 ani, când am fost prima dată, acum am venit a doua oară, am fost primit de mulțimea de tineri care îl caută pe Domnul, care, deși mulți sunt fără părinți, știu că au un tată în cerul și nu se lasă amăgiți de cel rău. De fapt, maturitatea spirituală asta înseamnă. Să deosebești ofertele, să zic așa, de lepădat ale diavolului și să accepți oferta cerului și să rămâi ancorat în aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, să țineți tot mai aproape de Domnul și să fiți permanent în binecuvântarea Lui. Vreau să ating două problematici. În primul rând, ce este binecuvântarea? Ce costă binecuvântarea? Nu că nu ar ști, dar este bine să ne reamintim de fapt ce căutăm și ce ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri. Și în a doua parte, metodele educaționale recomandate de Biblie. Aici scrie că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe copii în brațe și a binecuvântat. Dar înainte de aceasta vreau să fac introducerea Bisericii, pentru că a procedat exact invers cum au făcut ucenicii Apostolii de odinioară. Apostolii de odinioară, când a fost vorba de copii, au cam dat la o parte, cel puțin în prima fază, și au făcut pârtie să vină tânărul bogat, nu-i așa? Crezând că pentru el e mesajul lui Hristos, dar a fost tocmai pe Domnul. Asta ați oprit alt gen de programe la această seară și pentru un singur copilaș, pentru Levi, ați fost la dispoziție, să spun așa, mesajul. Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem într-adevăr importanța copilului, a copiilor. Se spune că, la un moment dat, un comis voiajor a trecut printr-o anumită zonă și a observat că se construiește ceva. Și a observat mai mult lucrător, mai mult zidar la acea construcție. Și s-a dus la primul și a zis: ce face Domnul aici? Păi zice: punem cărămidă peste cărămidă. S-a dus la al doilea și a zis: ce face Domnul aici? Zice: ridicăm un zid. S-a dus la al treilea și a treia a spus: noi construim un templu sfânt pentru Dumnezeu. Deci am pus ilustrația asta. Ce vedem oare în micuțul care se naște? Ce vedem oare în copiii noștri? Vedem un templu sfânt pentru Dumnezeu, vedem niște prinți ai cerului, vedem niște locatari împreună cu Sfinții ai Împărăției lui Dumnezeu. Dacă avem o astfel de perspectivă și viziune, vom dori din toată inima ca aceștia să fie binecuvântați și să fie după voia lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne viziunea asta. Amin. Nu să considerăm copilul o povară în plus, o gură de hrănit și multe se pot aminti. Spuneam, deci, că Domnul Iisus le-a făcut acces copiilor și i-a binecuvântat. Oare cum i-a binecuvântat Domnul Iisus Hristos pe copiii de odinioară? Ce zice dumneavoastră? Cum anume? I-a luat în brațe și a rostit ceva, dar oare ce va fi rostit? În ce mă privește, sunt convins că fidel Spiritului Scripturii a rostit, în primul rând, binecuvântarea din Numeri, capitolul 6, care are o bogăție în ea însă și spre zona aceasta vreau să mă drept în poate 15 minute. În Numeri, capitolul 6, găsim binecuvântarea pe care un frate păstor probabil o va rosti asupra copilului. Dar această binecuvântare din Numeri, capitolul 6, eu zic că și are originea în Geneza, capitolul 15. Și haideți să mergem la textul biblic. Încerc să nu mă mai gândesc azi dimineață. Și să analizăm cuvântul Domnului. Observăm în Geneza 14, mai întâi, la pagina 14, pentru cei care urmăresc în Biblie, că la versetul 19, Melchisedec a binecuvântat pe Avraam
și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, de Elion, ziditorul cerului și al pământului. Deci, Melchisedec invocă binecuvântarea lui Dumnezeu peste Avram. Și sunt convins, având în vedere cine era acest Melchisedec, că Dumnezeu a dat curs acestei cereri de binecuvântare și iată cum se prezintă în capitolul 15 Dumnezeu la Avram. Versetul 15:1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dacă suntem atenți, observăm că esența binecuvântării constă în ceea ce i-a spus Dumnezeul lui Avram. Odată i-a spus: nu te teme. Și știm toți că în Biblie scrie de 366 de ori: nu te teme, câte un nu te teme de fiecare zi, inclusiv pentru anii biseți. Deci Domnul spune să nu ne teme. Apoi spune: eu sunt scutul tău. Și întreb, cine vrea ca Dumnezeu să fie apărătorul și protectorul și scutul lui? Cred că toți, nu-i așa? Amin. Și mai departe spune: eu sunt Avrame, răsplata ta cea foarte mare. Aici suntem noi deficitari. Dar nu numai noi. Chiar și Avram. Deci dați-vă seama, gândiți puțin. Dumnezeu vine și spune: Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt tot ce ai putea să-ți dorești. Ce zice Avram mai jos? Doamne, dar ce îmi vei da? Că n-am copii și așa mai departe. Deci să nu ne mirăm că și noi uităm în ce constă esența binecuvântării și ne dorim darurile, nu pe dătător. Așadar, lui Avram, Dumnezeu îi transmite esența binecuvântării prin aceste două sintagme: eu sunt scutul tău, eu sunt apărătorul tău, eu sunt răsplata ta. În Numeri, capitolul 6, versetul 22, haideți să citim doar 24, 25, 26, în trei binecuvântări complementare, Dumnezeu poruncește să fie binecuvântați copiii lui Israel, și nu numai copiii, și adulții, și chiar creștinii, chiar oamenii din toate vremurile. Cum a spus Dumnezeu acolo să se zică? Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și se va auzi asta și cred că toți vom zice amin. Ce semnează de fapt Domnul să te binecuvinteze, să te păzească? Domnul să fie scutul tău. S-a preluat într-un fel din Geneza 15 această primă binecuvântare. Și acum vine cealaltă. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Cum devine Dumnezeu răsplata noastră? Domnul să facă, să lumineze fața lui peste tine să se dure de tine. Și Domnul să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pacea. Iată o explicitare, o detaliere a răsplății lui Dumnezeu asupra omului. Care? Descoperirea feței lui Dumnezeu și conferirea îndurării sau a harului său și de asemenea descoperirea tot a feței lui Dumnezeu și aducerea în viața omului a păcii. Dacă ne uităm puțin mai atent, observăm că aici este vorba de binecuvântarea Sfintei Treimi asupra omului. Cine asigură protecția omului? Providența Divină. Dumnezeu Tatăl, prin providența Lui, prin purtarea Lui de grijă, asigură protecția și baza asupra vieților noastre. Dacă ne-am păzit doar noi, ar fi vai și amar. În al doilea rând, observați, vă rog, că invocarea descoperirii feței lui Dumnezeu și aducerea îndurării asupra omului, cine a adus harul? Prin cine a venit harul? Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Aleluia. În mod mascat, încă de atunci, Dumnezeu Tatăl avea în vedere descoperirea feței lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Prin relaționarea omului, chiar și a copilului mic, cu această a doua persoană din Divinitate. Mergem mai departe. Domnul să-și reverse, scrie în altă traducere, să-și înalțe fața pe tine și să-ți dea pacea. Cum vine pacea în viața omului? Watchman era într-o familie în Statele Unite.
sora noastră de credință, avea gazda, avea 4 copii și i-a spus, frate, Oacemanie, acest mare gânditor și scriitor creștin, te rog să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea pacea. Și a zis, pare, eu nu pot să mă rog, tu n-ai nevoie de pace. Cum n-am nevoie de pace, dar nu observați ce fac copiii ăștia? Și a zis, nu ai nevoie de pace. Tu ai nevoie de Iisus Hristos, ai nevoie de Duhul Sfânt și când va fi Duhul Sfânt în viața ta, roada Duhului este pacea. Eu tresal pur și simplu de bucurie când observ că, binecuvântarea din Numeri, capitolul 6, se avea în vedere relaționarea omului cu Dumnezeu Tatăl, relaționarea omului cu Dumnezeu Fiul și primirea Harului, a îndurării mântuitoare, dar de asemenea venirea Duhului Sfânt care ne aduce pacea. Doamne, binecuvintează-ne cu aceasta. Și acum sărim puțin la Evrei 11 cu 6. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și dați-mi voi să vă pun câteva întrebări. Mie faceți să vă relaționez, poate că aici nu e obiceiul și atunci nu veți răspunde. Faceți cum credeți de bine. Ce răsplată așteptați de la voi? Viața veșnică, da? Iertare, mântuire. Fraților, e bine ce spune, dar nu asta vrea Dumnezeu să, dorim de la El. Tocmai m-am amintit că răsplata pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea, ce este? Este El însuși! Eu sunt Iacov, Anemarie, Iulian, Ioan și așa mai departe. Eu sunt răsplata ta! De multe ori, noi ne dorim răsplăți constând în darul lui Dumnezeu și nu dorim pe Dătător. Suntem ca niște copii mici care vine mama acasă, vine tata acasă, ce ai în geantă, ce ai în tata, dă-mi te rog. Și tratându-L astfel pe Dumnezeu ca un mijloc ca să ne atingem anumite scopuri, de multe ori nu ni se atinge scopurile. Dacă l-am căutat pe Dumnezeu, Doamne, pe Tine te vreau ca răsplată. Doamne, prezența Ta, binecuvântarea Ta, fața Ta ne-a dat Dumnezeu și celelalte. Nu degeaba scrie, căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, nu celelalte lucruri, cum citam noi greșit, aceste lucruri, știi necesare, îi se vor da pe deasupra. Mergem puțin la Psalmul 37:4. Acolo scrie, Domnul să-ți fie despătarea, și El îți va da tot ce îți dorește inima. De ce de multe ori flămânzim? De ce de multe ori suntem în suferință? Pentru că uităm că Domnul trebuie să ne fie desfătarea. Spre El trebuie să țin timp. El e binecuvântarea noastră. Și acum aduc aminte o experiență a mea. Nu îmi trecea o durere la unul, că nici nu mai știu pentru ce motive, cu mulți ani în urmă, deloc. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin următorul cuvânt. Vă rog, dacă se mai poate și se dorește, Ieremia 15:18. Ieremia 15:18. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Poate ai și dumneata o anumită suferință care nu mai trece. Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii Tu, Doamne, pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Adică, ți-ai terminat resursele de bucurie, de fericire, de împlinire? Și uite ce, uitați ce răspunde Dumnezeului Ieremia, marelui profet Ieremia. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei alipi iarăși de mine, îți voi vorbi iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Doamne, binecuvântă de acest sens. Domnul vrea să fie desfătarea noastră. Și El ne va da tot ce ne dorește inima. Îndeopște ce doresc oamenii? Doresc să fie bogați. Cum poți să fii bogat? Nu e nimeni mai bogat ca un prinț al cerului. Să vii să fii Domnul. Doresc să fie frumos. Doresc să fie frumos. Păi frumusețea interioară este cea mai de preț. Noi suntem cei mai frumoși, luându-ne și copiindu-L și împrumutând trăsăturile feței cele mai frumoase dintre oameni. Și se pot da foarte multe lucruri. Deci, concluzionând, dacă vrem binecuvântarea, să nu dorim în termenii darurilor, ci în termenii dătătorului. Să zicem, Doamne, aș vrea ca peste copilul meu, peste copiii mei, să vină prezența Ta, umbrirea Ta, relația cu Tine.
Și apoi, dacă Dumnezeu este în viața cuiva, cu siguranță El ne va da tot ce ne dorește inima. Aveți dreptul să știți dacă cel care vă vorbește poate să vedeți despre creșterea și educarea copiilor sau nu. Deci vreau să vă spun că sunt un bunic și un tată fericit. Domnul ne-a binecuvântat cu 8 copii, dintre care, mă rog, 7 au fost în viață, unul a murit la naștere, deci 7 în viață, un copilaș și-a trecut la cele veșnice, la 2, ci 3 luni, 6 sunt acum în viață, avem și 4 nepoți și toți sunt de calea Domnului și suntem atât de recunoscători Domnului. La un moment dat, mă trezeam și astăzi la masă, la familia Trifan, era o perspectivă să ne pierdem casa. Nu numai aici se întâmplă așa ceva, ca și prin România. Și soția, pentru că avem atunci emoții cu unul dintre copii, a zis: Doamne, să pierdem orice, casă, orice, dar să nu se piardă copilul ăsta. Vrem mântuirea unui copil, unui băiat, care ea și este peste 20 de ani. Și Domnul i-l-a dăruit, să vii să fie rău. Vreau să merg puțin și învățătura din partea a doua și finală a vorbirii mele va fi pe linia aceasta metodelor educaționale recomandate de noi. Când m-am trezit cu primul copil, am zis: Doamne, ce să mă fac? E așa de vulnerabil copilul, n-am cum să-l păzesc eu de tot răul și de tot greul din lume și din viață. Și Domnul mie mi-a vorbit printr-un verset în Proverbe, capitolul 14, versetul 26. Ce tare m-aș bucura dacă l-am luat tot, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și noi ne dorim sprijinul. Dar de multe ori nu suntem mulțumiți numai noi să avem sprijinul și protecția. Mai avem încă o promisiune. Copiii lui au loc de adăpost la Domnul. Dacă tu te temi de Domnul, dacă eu mă tem de Domnul, nu numai că eu sunt binecuvântat, ci și posteritatea, copiii sunt binecuvântați. Așa încât, din Proverbe 22, am cules pentru mine și, dacă doriți, părinții și cei doi de astăzi și noi toți care suntem părinți, putem lua câteva metode educaționale care, puse în aplicare, vor da un rezultat pozitiv în viața copiilor. Prima metodă educațională rezultă din versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Știi ce poți să-i dai cel mai prețios copilului tău? Nu o bogăție mare, nu casă, nu mașină, ci un nume bun, exemplu personal. S-au făcut studii în biserici evanghelice, de peste ocean. Și s-a analizat care, ce anume i-a influențat pe copii cei mai mult să rămână pe calea Domnului. Și marea majoritate a spus exemplul personal a părinților noștri. Se spune că copiii n-au Evanghelie. Evanghelia lor sunt părinți. Eu, cu dumneata, noi toți, fiecare suntem persoanele spre care copiii vine. Copiii nu fac ce zic părinții, de multe ori, dar fac de multe ori ce fac părinții. De aceea, îndemnul meu este acesta. Să ne gândim întotdeauna că prin ce zicem, prin ce facem, prin prioritățile pe care le avem în viață, noi dăm o linie copiilor noștri. Acel băiat de care aminteam, mai nou a format un adăpost pentru oamenii străzi în București, are un salar foarte mare, dar toți banii aproape și bază acolo, în proiectul acesta. Sigur, nu numai el, mai sunt câțiva pe lângă el. Și când a fost întrebat, dar cum ție milă, iei omul ăla din canal, te bagi după el, îl scoți, îl duci acolo, cum le faci asta? Să nu luați ca o laudă. E o mărturie doar. A zis, am învățat de la părinții mei. Să fiu plin de milă, de compasiune față de cei care sunt într-o astfel de situație. Domnul să ne binecuvinteze, să trasăm niște linii directoare. La un moment dat, amintisem de un copil la 2 și 2 ani și 3 luni care a trecut la cele veșnice. Semnul Cristian se numea, a avut boala lui Han și el Cristian, o enzimopatie, cum se au anumite enzime care se sugeră anumite alimente, nu s-a găsit pe leac. Și eram întristați. Nu îți trebuie altceva decât să sufere copiii. Și vorbeam cu băiatul cel mai mare, cum este Statele Unite, căsătorit doi copii, și am zis, ce-mi drag, aveam cu 4 ani și ce o să ne facem dacă moare Sergiu Cristian? S-a uitat la mine și a zis, cum tăticule, ce o să ne facem?
Păi și vine Domnul Iisus, pune din trâmbiță, se înjuiese din groapă și cu El mergem în cer. A fost așa o bucurie pentru că n-am știut să învățam. De fapt, exemplul ăsta mergea mai jos puțin. Dar Dumnezeu, dacă ne trasăm anumite linii directoare, prin exemplu personal, Dumnezeu va face să rodească. Și încă o dată, repet, să avem în vedere, să fim modele vii pentru copiii noștri. Pentru că lumea are modelele ei, dar în cele din urmă, ceea ce va dicta, va fi amintirea modelului părintelui, a tatălui, a mamei mele, a mamei și a tatălui celui în cauză. A doilea principiu educațional, după exemplu personal, este a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Nu e mic lucru să-l iubești pe copil, dar să-l iubești într-un mod corect, să-l iubești dăruindu-ți timp. Eu recunosc că n-am făcut în viață lucrul acesta. De multe ori am mers în lucrare și am crezut că pe locul 2 e biserica după Dumnezeu și nu familia. Vreau să vă spun că pe locul de după Dumnezeu e familia și apoi biserica, pentru că familia este o biserică miniatură. Dar așa am crescut și așa am crezut. Deci, acordând timp copiilor noștri. Am avut și experiența asta mare. Chiar băiatul care, de care am amintit. Am zis, hai de, să discutăm noi, vă zice, prenumele. Și a zis, tăticule, e cam târziu acum o să stăm. El aștepta ceva mai devreme, dar nu am avut suficient. Se zice că un băiețel a spus tatălui, lui l-a întrebat pe tatălui, tati, cât câștigi la oră? Și tatăl a spus, 50 de dolari. Tati, uite, am făcut rost de 50 de dolari. Ți dau, te rog, hai o oră cu mine, să stăm de vorbă. Să ne jucăm împreună. Dragii mei, nu dați altor lucruri, altor persoane mai mult timp decât dați copiilor voștri. Pentru că ei au nevoie să fie iubiți într-un mod corect, nu dăluindu-i o mașină și încă o mașină și se face un furgon de mașini care trebuie numai tractat dintr-o parte în altă. Mă gândesc că am un frate păstor în Portland, în Oregon, și s-a mutat dintr-un loc în altul și am avut ce căra la păpuși și la toate. Și numai la el, la oricine, de atâtea ori se adună, în mod cred eu greșit de a iubi. Nu dându-le copiilor anumite bunuri materiale, ci dându-ne pe noi înșine, iubindu-i cu adevărat. Această iubire va lucra. Și vă dau un exemplu. În Luca, capitolul 15. Sunt acolo trei pilde. Cu trei entități rătăcite. O oaie, o monedă și un copil. În primul caz, după oaia rătăcită, cine merge? Păstorul. În al doilea caz, pentru recuperarea monedei pierdute în casă, cine? O lumină, femeia, să zice că biserica, printr-o interpretare. Ne întrebăm în al treilea caz, după fiul pierdut, risipitor, cine a mers oare? Dragostea Tatălui. Și amintit de dragostea Tatălui. La un moment dat am avut niște musafiri din țară în care. Era în perioada în care aveam anumite întrebări, ce se va întâmpla cu băiața acela. Am zis, eu nu știu cât de departe, dar nu prea venea la adunare. Și asta era un semn destul de clar pentru noi. Să fim plecați foarte mult și din localitate cu serviciu. Și acel bărbat din țara Galilor a venit cu băiatul lui, un tânăr la 30 de ani, care era păstor. Și mi-a zis, Iacob, acest băiat al meu a fost pe cer. 10 ani a fost plecat de acasă. A trăit într-un mod îngrozitor. Și ce ați făcut în perioada asta? M-am rugat Domnului și l-am iubit. Atât a făcut. Mi se pare, parcă mai mult de 10 ani. În sfârșit. Deci, dați-vă seama ce a făcut omul ăsta. S-a rugat, vom vedea că e o metodă educațională și rugăciunea, dar, în primul rând, l-a iubit. Domnul să ne binecuvinteze, arătând de exemplu personal, să atașăm iubirea adevărată, iubirea care se dăruiește, care se iubește. Mergem la versetul 6 din Proverbe 22. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Adevărata responsabilitate a educației copilului nu revine și nu trebuie să revină școlii duminicale a bisericii. Pare rău să spun, dar aceasta s-a impus din pricina, cum zicea cândva Domnul Iisus despre Moise, din pricina împietririi inimilor voastre.
se spune acolo într-o altă situație, problema cu divorțul. De ce trebuie școli duminicale? Nu sunt împotriva lor. Și eu am ofițat eu cu 10 ani în școală biblică la Târgu Mureș și încurajăm. Dar vreau să vă spun că de multe ori părinții abdică de la a-și învăța copiii, crezând că poate păstorul, poate liderul de copii, poate învățătorul de școală duminicală să sublinească. Nu poate! Gândiți-vă cât timp petrece învățătorul de școală duminicală cu copilul și cât timp petrece tatăl sau mama, sau ar trebui să petreacă cu copilul. De aceea, învățătura, din cuvântul meu, este extraordinar de importantă. Și felicit pe cei de la ELCE, pe cei de aici, din altă parte, care am auzit că au luat premii foarte importante la talentul de goț. Vreau să-mi spun că Samuel Muică, coordonatorul acestei lucrări pe Europa, pot să spun, cândva a fost în departamentul de evaluare misiune al grupului pentecostal de care m-am ocupat eu mai mulți ani la rând. Toți erau evangheliști cu adulții, el era evangheliști cu copii. Și ceilalți cam mântau așa, mai de sus, în Revoluție mai ales, nu era apreciată mult asta cu copiii. Dar, prin harul Domnului, eu l-am încurajat și el peste ani recunoaște că a fost o încurajare care l-a stimulat să meargă înainte. De fapt, am pus și o viziune. Eu te chem să fii un apostol în lumea copiilor. Trebuie și așa ceva. Și încă o dată, sigur, în spatele copiilor care au rezultatele acestea, se văd părinții care i-au învățat. Se spune că o mamă s-a dus la un învățător, al învățătorilor cu copiii, și a întrebat, frate profesor, cât se începe educația cu copiii? La ce vârstă? Dar zice, câți copii aveți? Unul. La ce vârstă are? 3 ani. Zice, mergeți acasă cu copiii 3 ani, ce mai important i-ați pierdut? Dacă acum vă puneți problema, când să începeți educația cu copiii? Sunt învățători care spun că educația începe chiar când copilul este încă nenăscut prin comportamentul mamei și așa mai departe. Domnul să ne binecuvânteze să mergem înainte învățându-ne copiii. Pentru că, și cu aceasta vreau să vă spun acest punct, dacă nu-i spui când e copilul mic, aceasta este cartea lui Dumnezeu. Degeaba vei căuta să-i spui când e copilul mare, că nu te va mai asculta. Totuși, ceva, am decis să mă deschid puțin, nu mi-am adus deschițele de predici pentru mine, votare de copii, că m-au așteptat alte texte, dar mă bucur pentru tema care este aici. Și am decis să vorbesc puțin din propria experiență. Copilul are o inimă atât de receptivă, atât de sensibilă. Și vă dau un exemplu din viața fetiței cele mari și a rătăluit 2 nepoți. Este un lucru de okay. Era la grădiniță. Și educatoarea a trimis o vorbă soției mele, doarșa Bedianu, veniți de urgență la grădiniță, că e o problemă foarte gravă cu fetița dumneavoastră. Soția s-a dus, spunea, ce problemă e, tot așa educatoare? Păi zice, fetița dumneavoastră, Alina, face prozelitism. Și soția prozelitism la grădiniță, cum se poate așa ceva? Pentru copiii care poate prozelitism ar însemna să chem ca oameni de la religie la altă religie. Și soția, cum face prozelitism? Păi zice, le spune copiilor că dacă nu crede în Iisus Hristos ajung în iad, dacă au cercei ajung în iad, ce alte lucruri de felul acesta. Și atât de mult a insistat încât a smuls promisiunea soției mele că vom discuta cu fetița și o să-i spunem să nu mai facă lucrul ăsta, să nu mai deranjeze. Și am luat-o pe Alinuța acasă și am zis, dragă Alinuța, noi ne bucurăm că te iubești pe Domnul Iisus și ai vrea să spui copiilor despre El și așa, dar uite, și am început, scuzați expresia, să o scăldăm, cum facem noi adulții de multe ori. Ar trebui să nu mai deranjeze ora, că uite tovarășii, și dintr-o dată din ochii ei izvorând 2 roaie de lacrimi. Și s-a uitat în ochii mei cu o privire care m-a făcut după 10 ani să nu uit. Cum, tăticule, când copiii ăștia ajung în iad, dacă n-au de Domnul Iisus, tu încerci să nu le vorbesc de Domnul Iisus? Învață-l pe copil și vei culege roadele la momentul potrivit. O a patra formă educațională, tot din acest capitol din Proverbe, ar fi la capitolul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar muiaua certării o va dezlipi de el. Un
un subiect tabu în lumea noastră. Disciplinarea. Deci nu scrie că muiaua de salcântul sau cureaua sau alte minuni, ci muiaua certării a disciplinării. Trăim într-o societate care vrea să ne fure copiii. Trăim într-o societate care vrea să crească niște copii răzvrătiți, niște copii care să nu mai creadă valorile creștine. Atacul asupra familiei este îngrozitor la ora actuală și crește de la o zi la alta. Trecând peste forțarea căsătorilor unisex, ne gândim la faptul că educația copiilor în școli este așa cum este educația sexuală și atâtea forme de educație, desenele animate, nu doar că animalizează copiii, ci vor să-i demonizeze, Harry Potter și atâtea alte lucruri. Și atunci, noi trebuie să știm să punem o stabilă dorinței de libertate a copiilor noștri. Problema noastră a părinților e asta. Până unde să mergem cu îngăduința și de unde să începem cu autoritatea, cu interdicția. Asta e problema noastră. Până unde să îi permitem copiii și de unde să încetăm să-i mai permitem. Copiii, să reținem, și chiar tinerii până la o vârstă, au dorința de libertate, dar n-au capacitatea să folosească libertate. Și părinții de aceea sunt puși alături de ei ca să îi crească, ca să le restricționeze libertatea până la o anumită vârstă și pe vreme ce trece să le dea tot mai mare, să spun așa, libertate până când le dau libertate totală. Nici ce face după majorat, după căsătorie. Copiii mei râdeau, ziceau, tăticul și mama, păi cum e? Când eram noi, au fost așa cam câte doi mai apropiați de vârstă. Când eram noi, primii doi, Beni și Alina, tineri, trebuia să venim la ora 9 acasă seara. La următorii doi, era ora 10. La următorii era 10 jumate, să știu eu cum. Sigur, aici a fost o înțelegere că dacă ai încredere în copil, totuși el poate să nu calce pe bec, cum se spune, să nu facă lucruri cum nu trebuie, dar și disciplinarea este extrem de importantă. Am notat aici, există părinți superficiali, care nu au nici dragoste, nici autoritate. Pur și simplu nu le pasă de copiii lor. Cineva, un copil, se plângea unui copil și spunea, la părinții mei nu le pasă de mine. Și au zis, de ce? Păi zice, nu cu nicio interdicție, nu m-o certa niciodată, nu m-o disciplina. Cum avem noi exemple? David a fost un astfel de om care nu a disciplinat, nu a certat. Nu vă uitați după ce învață lumea prin teologia necreștină. Noi trebuie să avem fermitate, pentru că a avea dragoste înseamnă să fii și ferm. Uneori când nu e suficient de ferm, nu ai dragoste. Dacă nu-i spui copilului, nu pune mâna pe sobă că te azi. E lipsă de dragoste. Există părinți autoritativi, care au autoritate, dar nu au dragoste. Dar există părinți îngăduitori care au dragoste, nu au autoritate, însă există și posibilitatea să ne avem de amândouă. Și Domnul să ne binecuvinteze. Certați-vă copiii, dar cu dragoste, nu la mânie, ci înțelegând că obligația dumneavoastră față de Tatăl Ceresc vă cere să le spuneți ceea ce au făcut rău și cu siguranță, dacă nu, atunci, imediat, peste ani vă vor mulțumi că ați fost ferm, că ați fost hotărâți în administrarea nuierii, certării, cum scrie aici, nu a bătăi fizice, în primul rând, ci a disciplinării. Sunt atâtea forme de disciplinare și nu să știți mai bine. Ultimul lucru asupra căruia vreau să mă opresc, conducerea oamenilor la Dumnezeu, ca aceștia să-și pună încrederea în Domnul, versetul 19. Ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Până la urmă, știți ce putem noi să facem lucrul cel mai bun ca copiii noștri să fie feriți de atracțiile lumii? Să-i ajutăm să fie puși în contact cu Dumnezeu. Până nu vor fi ei înșiși într-o relație cu Dumnezeu, sub adevărata binecuvântare, într-o relaționare cu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ei nu vor avea putere să biruiască. Aminteam, cred că tot astăzi, în o discuție despre o expediție și cu acest gând, la fără 5 ca o să închei, dacă nu vreau pe zi. O expediție în mitologia greacă, care ne poate da o învățătură foarte frumoasă. Se zice că era undeva depozitată lână de aur și
mai multe expediții trebuiau organizate peste o mare, o apă, ca să ia acea lână, mă rog, să se îmbogățească cei care vor fi ajuns în posesia ei. Și s-au încercat multe metode, multe corăbii s-au sfârmat. De ce? Prin zona aceea erau niște sirene în marea aceea, care așa de frumos cântau încât corăbierii s-aruncau în apă și erau, mă rog, mureau acolo. Și atunci s-au încercat două metode, pe care și noi putem să le încercăm înțelegând sensul lor în viața proprie. O metodă forțând trecerea prin forțele proprii. Sau încercând să-i obligăm noi pe copii să ajungă unde trebuie prin forțele proprii. Ce se întâmplă? Capitanul acela ar fi spus vâslașilor, uitați, voi vă punem ceară în urechi ca să nu auziți, pe mine mă lăsați fără ceară în urechi, mă legați de catar și oricât strig, nu cumva să mă dezlegați. Și au trecut pe acolo și capitanul a stricat, nu respectați ordinele, desfaceți în funile. Dar ei n-au încetat și au trecut cu greu. Cealaltă expediție a făcut un lucru mult mai important. Au luat pe corabia lor cel mai frumos cântăreț din vremea aceea. Cânta atât de frumos încât cântecul sirenelor era nimica toată. Și au trecut fără nicio problemă pentru că pe corabia lor era acest cântăreț extraordinar. Ce putem să facem pentru copiii noștri? Să îi ajutăm să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții lor. Și aici se impune rugăciunea. Poți să-i spui unui copil să stai jos, să fii cu minte la adunare. Nu poți să-i spui să-ți placă la adunare, sau să-ți placă de cuvântul Domnului, să-ți placă de Dumnezeu. Aceasta poate să o facă doar Dumnezeu. Fie ca înțelegând responsabilitatea și onoarea de a avea copii în administrare, că nu sunt ai noștri, sunt ai Domnului, să ne achităm de responsabilitățile pe care le avem. Mai întâi, înțelegând și practicând în propria noastră viață adevărata prezența Domnului, relaționarea cu El, și apoi dorind și pentru ei ca aceștia să fie binecuvântați de Domnul, de Tatăl, de Fiul, de Duhul Sfânt, prin prezența Divinității în viața lor. Domnul să binecuvânteze familia cu a cincilea copil, am înțeles, acest legii să fie un adevărat legii, slujitor al Domnului și în felul acesta să putem spune odată, când va veni Domnul, cât despre mine eu și casa mea am slujit Domnului. Trebuie plătit un preț, dar este cea mai importantă chemare a părinților să-și exercite cu responsabilitate profesia de părinte. Nu e o profesie ușoară, noi acum răsuflăm mai ușurați că copiii noștri nu au întâlnit mizerii pe care întâlnesc copiii dumneavoastră astăzi. Deja au plecat de la casele noastre, ne ocupăm de nepoți deja, dar trebuie oricum să ne rugăm în continuare pentru ei și pentru nepoți și pentru familiile noastre. Fie ca Domnul să protejeze familiile noastre. Închei spunând, este vremea să ne strângem la oaltă, tată și mamă, părinți și copii, și să rezistăm, pentru că Domnul nostru vine, Maranata, să fim gata. Amin.